Oameni buni și răi, astăzi continuăm drumul nostru prin Liberty City-ul din GTA 3 și vom explora a doua insulă din joc, Staunton Island. Staunton este zona centrală a orașului. Este sectorul comercial dominat de elita capitalistă și marile corporații. Aici suntem departe de vibe-ul amenințător din Portland, dar cu toate astea tot vom vedea că Liberty City rămâne tot același oraș criminal și periculos, doar mai frumos îmbrăcat. Ca de obicei, Rockstar au avut grija și atenția necesară să includă detaliu și varietate în universul jocului, așa că noi le vom explora și onora creația. Data trecută am plecat cu metroul din Portland, iar acum am ajuns la stația din sudul Stauntonului. Îmi place stația asta, se vede că Rockstar au decorat-o diferit față de prima ca să transmită mesajul că aici nu mai suntem în aceeași sărăcie ca mai devreme. Dar nu e o schimbare majoră oricum, adică tot vedem un graffiti mare aici și chiar arată bine. Scările astea de sus, nu înțeleg de ce le-au făcut atât de mari și late. Nu cred că voiau să transmită o opulență, pur și simplu e un detaliu ciudat. Dar afară la gura de metrou, vedem că e foarte bine iluminată pentru vizibilitate, spre deosebire de cea din Portland. Și foarte vizibile sunt și reclamele de lângă. Happy Blimp ne umflă iar talia și vedem pentru prima oară internet cafeul Twat, pe care unii dintre voi îl recunoașteți din GTA 4. Ne uităm prima oară la cartierul Bedford Point. Aici, în sud-vest, avem multe locații distincte și clădiri unice. Lângă stația de metrou este Love Media Building, zgârienorul lui Donald Love, canibalul multimiliardar care se înțelege bine cu psihopatul de Cloud. Cu personajul ăsta, Rockstar îl parodiază pe celălalt Donald, chiar dacă ăsta din joc vorbește mai calm. Experience has taught me that a man like you can be very loyal for the right price, but groups of men get greedy. Pe acoperiș, construită pentru cutscene-uri, este grădina asiatică a lui Donald Love, cu o baltă frumoasă, două căsuțe mici japoneze, probabil construite din bambus, și în general toată ideea de turn de fildeș unde stă capitalistul separat de violența și sărăcia orașului de sub el. Pe marginea asta are și o bandă de alergare pe care o ține cu spatele la oraș, nici măcar nu vrea să vadă priveliștea. Apropo, îmi place podul ăsta mic care trece peste apă și mă amuză faptul că apa e contaminată cu ziarele care zboară prin oraș. Continuând în oraș, în Bedford Point sunt blocurile astea frumoase cu vedere la apa infinită din orizont, așezate într-o linie curbată. Din păcate, magazinele de la stradă sunt mult, mult mai repetitive decât cele din Portland, dar putem aprecia aspectul mai decent. Au altă estetică, par mai îngrijite, și asta vor să transmită și despre cartier și despre insulă în general. Până la urmă, aici avem influențe de Manhattan cu un pic de Bronx, nu Queens și Brooklyn ca în Portland. Iar asta reiese și din compoziția traficului. Fiind zonă comercială și rezidențială, vedem mai multe mașini de familie, sedanuri sau mașini sport, nu dubițe și camioane ca în Portlandul industrial. Aici am mai văzut câteva exemple de graffiti și îmi place foarte mult că s-au gândit să îl includă. Până la urmă face parte dintr-o cultură anume, găsită cel mai des în zone urbane, mai ales unde e densitate foarte mare, cum e New York. Dar revenind la magazine, în Staunton multe dintre ele au practic și câte un interior, numai că se repetă aceleași texturi și nu e cine știe ce. Cum am găsit prima alee, am intrat repede, curios, să văd cum arată blocurile astea din spate. Și nu am fost deloc dezamăgit, au reușit să creeze un spațiu atât de realistic, mi-a plăcut foarte mult. Chiar pare ceva ce ai putea vedea în realitate. Și parcarea nu e chiar goală, au scăpat și ei câteva mașini pe aici, pe acolo, cât și-au permis cu memoria limitată. Am găsit și grafitiul ăsta colorat și interesant, care funcționează pe baza unei tehnologii extraterestre, ceva proiecție în aer. Și bineînțeles, avem acel easter egg renumit. Semnul alb care te atenționează că, băi, tu nu trebuia să ajungi aici, știi? Vis-a-vis de aleea pe unde am intrat, este clădirea asta mare de sticlă care are în față două corpuri de apă în pătratele alea decorative. Inițial am crezut că locul ăsta ar fi o sală de conferințe pentru că mi-a adus aminte de centrul de conferințe din Los Santos, dar se pare că aici e de fapt o galerie de artă. Lângă ea este clădirea asta cu un design interesant, are un aspect geometric cu linii drepte și unghiuri ascuțite. Frumusețea asta minimalistă este o sală de operă și știm asta doar din fișierele jocului unde modelul se numește Opera House, fără să avem vreun semn în joc. Jos lângă operă vedem propaganda militară americană, cum Liberty are nevoie de soldați, lângă reclama la Punk Noodles și pe fundal burgeri și pistoale.
Următoarea bijuterie arhitecturală este aproape lipită de operă. Vedem Catedrala Catolică din Liberty City, altă frumusețe, de data asta în stil neogotic. Este înaltă și impunătoare, chiar și în poziția ei înghesuită de clădiri moderne, și are trei fațade identice, cu acces dinspre două străzi și o alee. Inspirația ei este Catedrala St. Patrick's din Manhattan, care e și ea înconjurată de zgârie nori moderni în New York. În Bedford Point se află și nucleul comercial al Staunton-ului pe bulevardul ăsta mare, decorat pe ambele părți de reclame, filme, lumini, companii și posturi de radio, toate luptându-se simultan pentru atenția trecătorilor. Suntem pe East Monroe Avenue, care parodiază, la o scară mult mai mică, faimosul Times Square din New York. Dacă petrecem câteva minute în zona asta, e posibil să uităm că suntem în același Liberty City violent și dubios. Noroc că ne mai aduce el aminte. Burgerul cel mare aparține celor de la Bold Burgers și vedem cea mai mare cafenea Tarbrush. Și pentru că Rockstar iubesc detaliile mici care multe ori trec neobservate, aici mai vedem un ceas digital frumos, complet cu termometru. Am stat un pic și am așteptat și chiar s-a făcut mai frig. Deasupra lui este și un ceas analog. Da, Rockstar au stat să facă un ceas analog funcțional. Și poate ați observat că limbile nu sunt deloc centrate și arată ciudat. Asta pentru că e gândit să fie văzut de aici de jos din unghiul ăsta. De aici arată ok. Facem dreapta și vedem lângă catedrala de mai devreme o clădire mare cu niște arcade extrem de înalte. Vă asigur că nu e de la unghiul din care filmez. Uitați-vă cât de mici sunt oamenii aia pe lângă arcadele astea. Revenind înspre sud, lângă galeria de artă, este clădirea asta. Pentru cine știe ce motiv, Rockstar au stat să modeleze aici o parcare subterană. E destul de mare și, sincer, doar prezența ei e interesantă. Am văzut în ea o singură mașină parcată. Mai departe, câți dintre voi știați despre conducta asta lungă de pe apă? Eu chiar n-am mai văzut-o până acum. Și-au modelat-o cu niște detaliu, mai și scrie pe ea High Pressure Gas și Hot Steam. Acum ne uităm la tribunalul din Bedford Point. Chiar dacă arhitectura lui neoclasică este foarte sugestivă pentru ideea de tribunal, doar numele din fișierele jocului ne confirmă acest lucru. Tribunalul este altă clădire istorică, înconjurată de zgârie nori și blocuri înalte, pentru un contrast american superb. Și îmi place că l-au decorat cu băncuțe și stâlpi de iluminat public în spațiul verde de lângă. Și au avut grijă să pună steaua de șpagă în spatele tribunalului. Aha. Ultima locație din Bedford Point este interiorul ăsta unde ar trebui să fie un magazin, dar din păcate nu este. Sunt sigur că unii dintre voi știți cum a fost folosit interiorul ăsta mai târziu și ce magazin a apărut aici. Următorul cartier la care ne uităm este Torrington, unde lângă metrou este clădirea cu aspectul ăsta de cuburi care mi-a adus aminte de logo-ul de la Minecraft. Și designul pixelat duce până sus de tot, păstrându-se unghiurile ascuțite. Jos la intrare are uși transparente și asta ne permite să vedem că tot parterul e de fapt complet gol. Nu înțeleg de ce n-au făcut ușile opace ca să nu mai strice iluzia, dar probabil se grăbeau și nu mai era timp de așa ceva. Corporația asta are un logo interesant cu o stea făcută din două triunghiuri. Clădirea de lângă este absolut masivă, abia am reușit să o încap pe toată în cadru. Până și intrarea este extrem de lată, uitați-vă cât de mică e inimioara aia în comparație cu ea. Asta este cea mai înaltă clădire din toate GTA-urile 3D și are 102 etaje. Dacă ducem camera atât de sus, vedem cum multe părți din hartă nici măcar nu se mai randează. Următoarea clădire din Torrington este marele casino al lui Kenji. Este una dintre puținele locații stridente, cu lumini și culori, fix cum avea nevoie Liberty City. Îmi place că designul nu e complet americanizat. Kenji a păstrat și niște mici elemente japoneze. Și vreau să vă arăt accesul spre acoperiș prin drumul ăsta lung pe scări. E mișto elicopterul ăsta și are un detaliu rar. În loc să aibă două sau patru pale, ăsta are trei pale. Mi se pare că e singurul elicopter de așa fel din toate GTA-urile, cel puțin astea 3D. Aici sus am prins răsăritul ăsta frumos care a picat perfect peste penthouse-ul lui Kenji. La fel ca Donald Love, și Kenji și-a amenajat un turn de filde și la înălțime, cu niște pereți mici pentru intimitate și șezlonguri ca să se relaxeze. Se vede că e bogat, că are jacuzzi lângă piscină și are zona asta cu mese și scăunele foarte mici și lampioanele astea japoneze agățate foarte frumos.
Nu știu dacă doar mi se pare mie sau chiar am dreptate, dar textura lor cred că e marele val al lui Hokusai din 1831. Cazinoul lui Kenji era mișto dacă avea și el un interior cu mai multă personalitate și puteam să jucăm și noi ceva. Până la urmă, în GTA 3 nu prea ai deloc ce să faci cu banii. Dar am primit tot ce voiam în 2004 cu San Andreas și oricum cazinoul se potrivește mai bine cu personalitatea lui CJ, un protagonist mult mai viu și caracterizat decât psihopatul de Cloud. Mai departe, în Torrington, am văzut clădirea asta, probabil o corporație, care are intrarea asta interesantă. Chiar dacă putem vedea că intrarea nu duce nicăieri, tot îmi plac geamurile astea cum arată, așezate frumos într-o grilă. Și în apropiere este duba de jucării teleghidate Toys in the Hood, adică referința la filmul Boys in the Hood din 91, unde joacă Ice Cube, Lawrence Fishburne și Cuba Gooding Jr. Dacă te-ai frustrat vreodată la misiunile cu jucării din Vice City sau San Andreas, acum ai aflat că ele de fapt au început încă din GTA 3. În Torrington se află și sediul cel mare al companiei de petrol Amco, unde iar vedem o altă parcare subterană, de data asta și mai detaliată. Are mai multe texturi și mai multe mașini parcate pentru iluzia de viață și companie ocupată. Și îmi place cum parcarea asta e conectată la scările care duc acolo spre intrare. Mișto design. Sediul Amco are și scările astea pe cealaltă parte și ne duc aici sus, unde tot acoperișul ăsta este surprinzător de detaliat. Cât eram aici, a început o ceață puternică și a fost un moment relaxant cum mă uitam la clădirile înalte din Staunton, reduse foarte repede la niște siluete abstracte acoperite în ceață. Știu că m-am tot repetat în legătură cu atmosfera din GTA-uri, dar frate, nu e doar nostalgie, chiar dacă canalul meu e tocmai despre nostalgie, jocurile astea mai vechi chiar au un farmec aparte. După ce a trecut ceața, am văzut clădirea asta care aproape seamănă cu Intercontinental și probabil e și ea tot un hotel. În față are lacul ăsta artificial, complet cu reflexie artificială și un pod mișto pe mijloc pentru acces la intrare. Următoarea clădire la care ne uităm este sediul mare al poliției din Liberty City. E o clădire destul de mică, având în vedere câte crime sunt în oraș și poate e și ăsta un factor, și are niște detalii mișto, cum ar fi zona din spate unde accesul e interzis și luminile mici ambientale, atât aici cât și la marginile parcării din față. Are și un tunel care trece pe sub parcare, unde găsim o stea de Wanted. Și acum ne uităm la probabil cea mai frumoasă și detaliată clădire neoclasică din GTA 3. Este vorba de primăria din Liberty City, care în același timp este și muzeu. Rockstar ne-au răsfățat cu arhitectura aici, avem coloanele astea înalte de sub fronton și o frumusețe de bazorelief la mijloc. După ce trecem de pod, ajungem în cartierul Newport. Aici lângă docuri sunt astea două blocuri înalte cu o priveliște foarte bună spre apă. Jos la blocul din dreapta, unde ne vedem cu Asuka, vedem o piscină, bine că e acoperită, că altfel se înneca Cloud. Nu e cine știe ce locul ăsta, dar îmi plac luminile colorate subtil. Un loc mișto din Newport este internet cafeul Toat. Voi ăștia care sunteți mai puțin tineri, mai țineți minte net cafeurile, iar pentru voi mai tineri, internet cafeurile erau locul unde veneau băieții ca să se joace pe calculator. Pe vremea când nu toată lumea avea câte un calculator acasă, se strângeau la net cafe sau gaming cafe și închiriau calculatoare o oră, două ore, jumătate de oră, ca să joace tot felul de jocuri în rețea sau de ce nu și single player. Dar revenind la Toat, interiorul ăsta nu are nicio intrare sau ieșire, așa că NPC-ii care se spawnează aici sunt confuzi și se panichează. În Newport am văzut și magazinul Zip, care în Vice City devine Gash, care în San Andreas devine iar Zip. Și mai vedem Ammunition-ul din Newport, adică al doilea și ultimul din joc, care nu are ținte pe pereții din alee, pentru că oamenii din Staunton sunt doar un pic de tot mai civilizați decât aia din Portland. Acum suntem în zona Belleville Park, unde ne uităm la o altă primărie, adică și asta are numele Town Hall în fișiere. Și mai e și o reproducere a primăriei din New York. Și nici măcar nu e ultima primărie pe care o vedem, pentru că mai avem încă una. Asta se numește New Town Hall și din nou dovada e tot în fișiere. Deci hai să ne înțelegem, avem primăria, avem cealaltă primărie și avem noua primărie. În fine. Ca de obicei, America e jalnică și afișează burgeri și noodles pe primărie. Și vedem clădirea asta care ar trebui să fie Flatiron Building din New York,
care în GTA 3 este sediul postului de radio Rise FM. Din păcate, clădirea nu e unică, modelul ei fiind folosit încă de 2 ori în Staunton. Iar ăsta este Belleville Park, un spațiu verde situat în mijlocul cartierului de același nume. Bineînțeles, este inspirat după Central Park din New York, care este mult, mult mai mare. În capătul din nord este și o baltă cu o mică insulă, așezată lângă o casă rustică, probabil inspirată de centrul turistic din Central Park. Aici mai sunt și 2 terenuri de basket, trage-mă de... Următoarea locație este mall-ul din Staunton, singurul din Liberty City. Aici, bineînțeles că avem reclame pentru haine, muzică, telefoane și vedem structura asta de sticlă suspendată cu mai multe cabluri. Pe cât e de ciudată, pe atât de interesantă mi se pare. Și e realistic să vedem un mall cu câte un element arhitectural dinamic, așa, ieșit din comun. În rest, mall-ul nu e cine știe ce. Ar fi fost interesant dacă avea un interior, chiar dacă e destul de mic. La marginea Belleville-ului, după mall, este și safehouse-ul din Staunton, al 2-lea din joc. Locul ăsta din alee este doar un depozit cu niște garaje și are liftul ăsta unde salvăm jocul. Intră Cloud acolo și se închid ușile. Presupun că liftul ar duce undeva și nu doar se culcă Cloud în el, dar nu știm. În rest, alea asta dubioasă mai are și reflexiile ei dubioase. În Belleville Park mai vedem un sediu istoric al pompierilor, singurul de pe insula Staunton, care are și el un bazorelief frumos pe fațada clădirii. Iar lângă el este un vechi magazin care se pare că a fost vandalizat de gangul Diablos din Portland. Este surprinzător cât de detaliat e locul ăsta, mai ales pentru o simplă locație decorativă. Adică uitați-vă la geamul ăsta cum e spart în mai multe bucăți. Sunt curios dacă e mâna aceluiași developer care a spart zidul în Vice City și asfaltul în Bayside. Următorul cartier, Aspatria, este destul de mic, iar cea mai relevantă locație de aici este Busch Stadium, unde se joacă fotbal. Din motivul ăsta, majoritatea trecătorilor poartă culorile echipei preferate, Liberty City Cocks. Dar se pare că avem și o rivalitate. Conform unui articol dintr-un site promoțional, pe 6 septembrie, cocoșii le-au dat 3-0 la casturi. Îmi place că au stat să facă nocturnele astea pentru stadion, chiar dacă nu funcționează, și aparent stadionul a fost inaugurat în 1923. Mișto. În rest, suporterii cocoșilor au scris cu litere mari Cox să se vadă și din avion. Aici am văzut și blocul ăsta frumos cu balconul în formă de semicerc. Probabil e și el din Interbellic, cel puțin mie așa îmi pare. Și pe stradă mai vedem și altă categorie de trecători, studenți. Și asta pentru că fix lângă stadion este și Universitatea St. Matthias, care aparent este cea mai proastă din Statele Unite. Nasol. Campusul în sine e destul de gol, dar arată bine. Îmi place cum pe lângă clădirea istorică a universității mai e și un corp modern pe care l-au conectat la clădirea veche. E un detaliu mișto. Următoarea zonă este Fort Staunton, unde găsim doar un mare șantier, unde avem și câteva misiuni spre finalul poveștii. Se pare că în șantierul ăsta mare se construiește un mall, Staunton Plaza. Eu chiar nu văzusem asta până acum. Și în rest, nu prea avem cine știe ce discuta aici. Îmi place tunelul ăsta care leagă șantierul din sud de cel din nord și e interesant detaliul că în unele margini ale șantierului au rămas câteva ruine de ziduri care n-au fost complet dărâmate. Îmi place să văd imperfecțiuni de genul ăsta în jocuri pentru că mereu adaugă o notă de realism. Și ultimul cartier la care ne uităm astăzi este Rockford, unde cea mai mare locație este, după parcarea asta, Spitalul Carson General, inaugurat recent, în 1973. Îmi place cum l-au făcut atât de nou și au făcut clădirea să reflecte detaliul ăsta. Chiar arată destul de modern, mai ales cu textura aia de sticlă. Și aici mai avem doar magazinul de arme al lui Phil Cassidy, locul unde vinde tot felul de surplus militar. Teoretic, ăsta e un magazin, dar practic e amenajat ca o unitate militară, adică vedem depozite militare, un camion, un tank, saci de nisip, e jale. Și dacă facem stânga aici, intrăm pe o potecă frumoasă pentru o plimbare în parc. Mulțumiri speciale membrilor canalului: Fegel, Denis K, Răzvan, Fan Decaf, Ștefan DLB, Alin și domnului VIP Hammer MC7. Acești oameni de cultură susțin contentul meu în mod direct și dacă vrei și tu să faci asta sau doar vrei să-ți auzi numele la sfârșitul fiecărui video, amândouă sunt cauze nobile, atunci te rog să consideri opțiunea de membership din descriere sau din butonul de join.
Vă mulțumesc tuturor și nu uitați că vă aștept și pe serverul de Discord Comunitate. Ne vedem în următorul video.